Bine v-am regăsit la optică. În primul curs de optică geometrică am vorbit, printre altele, despre principiile opticii geometrice. În acest curs voi vorbi despre două fenomene foarte importante pentru optică în general și mai ales pentru teoria aparatelor optice. Este vorba despre fenomenele de reflexie și de refracție a luminii. Și voi deduce în acest curs legile acestor fenomene pe baza principiilor opticii geometrice. Atât reflexia cât și refracția constau în schimbarea direcției de propagare a luminii atunci când întâlnește suprafața care separă două medii optic diferite. Optic diferite în optica geometrică înseamnă medii în care lumina are viteze diferite. Și atunci avem următoarele definiții. Reflexia este schimbarea direcției razei de lumină la suprafața care desparte două medii optic diferite cu întoarcerea razei de lumină în mediul din care a venit, în timp ce refracția este schimbarea direcției de propagare a razei de lumină la suprafața care desparte două medii transparente cu pătrunderea luminii dintr-un mediu în celălalt. Să notăm! În acest desen puteți vedea o sursă de lumină care se găsește în punctul A și care emite raze în toate direcțiile. Nici o rază nu poate să ajungă direct la punctul B din cauza unui obstacol plasat între sursă și punctul B. Putem spune că punctul B se găsește în umbră. Dar razele de lumină se pot reflecta pe suprafața care desparte cele două medii, mediul în care se găsește sursa de lumină și punctul B, să-i spunem mediul întâi, și un alt mediu, să-i spunem mediul al doilea, care poate să fie apă, sticlă, un metal, orice corp cu suprafața plană. Întrebarea este, care dintre razele care se reflectă pe suprafața care desparte cele două medii ajunge, după reflexie, în punctul B? Ca să identificăm această rază, trebuie să ne folosim de principiile opticii geometrice. Întâi, știm că lumina se propagă în linie dreaptă, deci razele de lumină trebuie să fie reprezentate prin segmente de dreaptă. Apoi, știm că lumina se propagă pe traseul care asigură drumul cel mai rapid. Dar în cazul reflexiei, traseul cel mai rapid este și traseul cel mai scurt, deoarece de la A la B, lumina se propagă tot timpul prin același mediu, adică are tot timpul aceeași viteză. Deci, de fapt, trebuie să găsim traseul cel mai scurt alcătuit din segmente de dreaptă de la A la B. Pentru asta, desenăm simetricul punctului B, punctul B', față de suprafața care desparte cele două medii. Simetric înseamnă că B și B' se găsesc pe o dreaptă perpendiculară pe suprafață și la distanțe egale de această suprafață. Apoi construim segmentul AB' și notăm punctul de intersecție al acestui segment cu suprafața cu litera I. Este evident că traseul AIB' este cel mai scurt posibil față de alte trasee vecine, cum ar fi aceste trasee notate cu roșu, pentru că traseul AIB' este un segment de dreaptă.
Acum desenăm segmentul IB. Se vede ușor că triunghiurile BIC și B'IC au aceleași dimensiuni, pentru că sunt dreptunghice amândouă în C, au latura IC comună, iar BC este egal cu B'C prin construcție. Înseamnă că segmentul IB are aceeași lungime cu segmentul IB' și că traseul AIB este cel mai scurt traseu posibil între punctul A și B, care se găsește în totalitate în mediul întâi și este alcătuit, așa cum am spus, din segmente de dreaptă. Deci, acesta trebuie să fie traseul razei de lumină care ajunge din punctul A în punctul B prin reflexie, iar I trebuie să fie punctul de incidență. Să desenăm acum normala la suprafață, unghiul de incidență și unghiul de reflexie. Am notat normala la suprafață cu litera N mic, pentru că toate celelalte elemente geometrice notate cu litere mari sunt puncte. Unghiul de reflexie are aceeași valoare cu unghiul B, pentru că sunt alterne interne față de cele două drepte perpendiculare pe suprafața care desparte cele două medii. În același timp, unghiul I are aceeași valoare cu unghiul B', pentru că au laturile paralele și sunt amândouă ascuțite. Însă știm că unghiul B' este egal cu unghiul B. Și de aici rezultă că unghiul de incidență este și el egal cu unghiul de reflexie. Și aceasta este a doua lege a reflexiei. Prima lege spune că, așa cum se vede și în desen, raza incidentă normală la suprafață și raza reflectată se găsesc în același plan. Și acum o observație. Datorită principiului reversibilității razelor de lumină, traseul razei ar fi același dacă am schimba locul sursei cu cel al punctului B. În acest caz, raza de lumină ar pleca din punctul B și ar ajunge în punctul A, dar traseul ar fi același. Este raza pe care o vedeți desenată cu albastru. Să notăm. Și în cazul refracției, problema este să găsim traseul razei de lumină folosindu-ne de principiile opticii geometrice. Avem din nou o sursă de lumină, sursa S, care se găsește într-un mediu transparent cu indicele de refracție N1, care știm că înseamnă C supra V1, adică viteza luminii supra viteza luminii în mediul respectiv, și un punct P, într-un alt mediu transparent, care are indicele de refracție, N2, egal cu C supra V2. Știm că razele de lumină care ajung la suprafața care desparte cele două medii pot să sufere reflexie sau refracție. În cazul nostru, pentru ca o rază de lumină să ajungă la punctul P, avem nevoie de refracție. Mai știm de asemenea, dacă ducem normala din punctul S în care se găsește sursa la suprafața noastră și notăm punctul de intersecție al acestei normale cu suprafața care desparte cele două medii cu A și mai ducem și normala din punctul P la suprafață și notăm punctul de intersecție cu B, mai știm, așa cum spuneam, că raza de lumină care pleacă de la sursă
se refractă pe suprafață și ajunge în punctul P, este una dintre razele care cad pe segmentul AB. Acest lucru îl știm din experiență. Mai știm, pentru că ne spune principiul timpului minim, că raza care ajunge de la S la P alege, ca să zicem așa, traseul cel mai rapid între sursă și punctul P. Acum vreau să identificăm această rază, să găsim o relație care să ne permită să identificăm raza care ajunge în punctul P. Pentru asta avem nevoie de o variabilă. Punctul în care raza de lumină ajunge la suprafața care desparte cele două medii se numește punct de incidență și îl notăm cu litera I. Iar variabila pe care o aleg este distanța de la punctul A până la punctul I, adică până la punctul de incidență, și această distanță o notez cu X. Și X va fi variabila. Vreau să găsesc ce valoare are X pentru ca raza care ajunge în punctul P să fie raza corespunzătoare traseului timpului minim. Deci unde trebuie de fapt să fie punctul de incidență între A și B pentru ca timpul necesar ajungerii razei de la sursă la punctul P să fie minim. Mai avem nevoie de câteva notații. Să notăm distanța de la sursă până la suprafață cu Y1 și de la punctul P până la suprafață cu Y2. Iar distanța dintre punctele A și B să notăm cu D, cu D mic. Distanța dintre punctele A și B. Și atunci înseamnă că X va lua valori de la 0, caz în care ar fi în punctul A, până la D. Punctul I, punctul de incidență, trebuie să se găsească, așa cum spuneam la început, undeva între punctele A și B. Trebuie, deci, să exprimăm timpul necesar luminii să ajungă de la sursă în punctul P, în funcție de variabila noastră, în funcție de X. Deci, de fapt, căutăm o funcție T de X. Să vedem cum facem acest lucru. Odată, lumina are nevoie de timpul T1 ca să parcurgă distanța SI. Noi știm că acest timp se poate calcula împărțind distanța SI, adică lungimea segmentului SI, la viteza luminii în primul mediu, adică la V1. Dar V1, se vede din această relație, este C supra N1. Și atunci am N1 ori SI supra C. Este primul timp, timpul necesar ca să ajungă la suprafață, pe traseul timpului minim. Al doilea timp este timpul necesar să parcurgă segmentul IP. Și atunci am lungimea segmentului IP împărțită la V2, la viteza în mediul al doilea, care se poate scrie C supra N2. Și atunci am N2 înmulțit cu IP supra C. Și evident că timpul total, T, să notăm cu T, este suma celor doi timpi, T1 plus T2, adică este N1 ori SI supra C plus N2 ori IP supra C. Și acum vom face să apară și variabila noastră în această relație. Pornim deci de la această relație pentru timpul necesar luminii să ajungă de la sursa S la punctul P. SI este distanța pe care o parcurge lumina în primul mediu, dar este în același timp și lungimea segmentului SI. Iar segmentul SI este ipotenuză într-un triunghi dreptunghic, triunghiul SAI.
Așa că îl putem scrie cu ajutorul teoremei lui Pitagora ca radical din suma pătratelor catetelor, care sunt x, respectiv y1. Și atunci, dacă dau și factor comun 1 supra c, t va avea expresia 1 supra c pe lângă n1 înmulțit cu si, adică radical din x pătrat plus y1 pătrat plus n2 înmulțit cu ip, care este distanța pe care o parcurge lumina în mediul al doilea, dar este în același timp și lungimea segmentului IP, care și el este ipotenuză într-un triunghi dreptunghic. În triunghiul dreptunghic BIP. Deci îl putem scrie și pe el ca radical din suma pătratelor catetelor. O catetă este Y2, iar cealaltă catetă, cateta IB, se vede că are lungimea D minus X. D minus X. Și atunci am radical din D minus X la pătrat plus Y2 la pătrat. Și acum am o expresie pentru T, funcție de X. Am găsit funcția T de X. Mai rămâne să găsesc pentru ce valoare a lui X acest timp este minim, ca să fie satisfăcut principiul timpului minim. Acum e nevoie de un pic de calcul diferențial. Cei care n-ați ajuns încă acolo, va trebui să luați de bun ceea ce vă arăt și când veți învăța și calculul diferențial și integral, să reveniți, să revedeți această demonstrație. Am această funcție T de X și ca să văd unde are ea un extrem, pentru ce valoare a lui X, trebuie să fac derivata acestei funcții, funcție de X, evident, și să văd unde se anulează derivata. Deci, întâi am nevoie de derivata dt supra dx. 1 supra c este o constantă, n1 este de asemenea constantă și am acest radical care derivat îmi dă odată 2 înmulțit cu radicalul x pătrat plus y1 pătrat. Iar la numărător voi avea expresia de subradical derivată, care este 2x plus n2, și acum acest radical derivat, odată am 1 supra 2 înmulțit cu acest radical d minus x la pătrat plus y2 la pătrat. La numărător am nevoie de derivata expresiei de subradical, adică de 2 ori d minus x și minus x derivat, care este minus 1. Și am acum derivata funcției noastre. Trebuie să văd unde se anulează această derivată. Dacă vreau să văd unde se anulează, trebuie să pun condiția ca paranteza să ia valoarea 0, pentru că 1 supra c, am mai spus, este o constantă. Și dacă voi scrie că această paranteză este egală cu 0, termenul din dreapta care e negativ, datorită acestui minus 1, poate să treacă în dreapta. Și obțin următoarea relație. 2 se simplifică peste tot și obțin n1 înmulțit cu x supra radical din x pătrat plus y1 pătrat trebuie să fie egal cu n2 înmulțit cu d minus x pe radical din d minus x pătrat plus y2 pătrat. Aceasta este condiția pe care trebuie să o satisfacă variabila noastră x pentru ca traseul SIP să fie traseul corespunzător timpului minim. Și de aici aș putea să-l exprim pe x. Dar nu este o treabă frumoasă și nici rezultatul nu va fi frumos. E destul de complicat să fac acest lucru. Din fericire, putem observa o relație mult mai simplă. Și anume, am aici un unghi, să-l numesc unghiul S.
unghiul S, din triunghiul dreptunghic SAI, are sinusul egal cu cateta opusă, X, supra SI, dar SI este tocmai acest radical. Deci înseamnă că raportul X pe acest radical este sinusul unghiului S. Dar unghiul S se poate arăta foarte ușor, vă las pe voi să faceți acest lucru, este egal cu unghiul de incidență al razei noastre. Apoi, am aici raportul D minus X pe radical din D minus X la pătrat plus Y2 la pătrat. Este sinusul acestui unghi. Să-l notăm cu P, unghiul P. Sinus de P este cateta opusă D minus X pe ipotenuză, care are lungimea radical din D minus X la pătrat plus Y2 la pătrat. Dar unghiul P este egal, are aceeași măsură cu unghiul R, care este unghiul de refracție. Din nou, vă las pe voi să vedeți de ce. Și înseamnă că acest raport este sinusul unghiului de incidență, iar acest raport este sinusul unghiului de refracție. Și obțin în final N1 ori sinus de I trebuie să fie egal cu N2 ori sinus de R, care se numește legea lui Snell sau Snellius, pentru că în secolul al XVII-lea, când Snell a găsit această relație, limba internațională scrisă era latina și foarte multe nume erau latinizate, așa că s-ar putea să găsiți și legea lui Snellius, care de multe ori este scrisă în felul următor. Sinus de I supra sinus de R este egal cu N2 supra N1 și o numim legea a doua a refracției. Prima lege a refracției ne spune că raza incidentă normală la suprafață în punctul de incidență și raza refractată se găsesc în același plan. Asta nu are nevoie de demonstrație. Gândiți-vă că orice traseu ar avea raza de lumină care pleacă din S și ajunge în P, dacă ar ieși din acest plan, ar fi mai lung decât traseul pe care îl vedeți aici. Să notăm aceste lucruri. Și acum o scurtă observație legată de demonstrația pe care am făcut-o. Ați văzut că a apărut în cursul demonstrației produsul dintre indicele de refracție al mediului și distanța pe care o parcurge lumina în mediul respectiv. Să notăm în general cu D mare. Acest produs poartă numele de drum optic. Deci dacă înmulțesc indicele de refracție al unui mediu cu distanța pe care o parcurge lumina în mediul respectiv, obțin drumul optic. Ce semnificație fizică are drumul optic? Gândiți-vă că distanța pe care o parcurge lumina în mediul respectiv se poate scrie viteza luminii în acel mediu înmulțită cu timpul. Și viteza luminii, dacă ținem seama de faptul că N este C supra V, se poate scrie C supra N. Și atunci distanța se poate scrie C supra N ori T, relație care înmulțită cu N ne dă N ori D egal cu C ori T. Și N ori D este tocmai drumul optic. Și dacă ne uităm la această relație, putem da următoarea definiție drumului optic. Drumul optic, atunci când lumina parcurge o distanță D într-un anumit mediu, este egal cu distanța pe care ar parcurge-o lumina în același timp în vid. Pentru că în dreapta, vedeți, am produsul C ori T.
Și această noțiune de drum optic este foarte importantă în teoria aparatelor optice. A sosit timpul să vă spun că fenomenele de reflexie și refracție au loc, de fapt, simultan. Adică o parte din lumină se reflectă și o parte se refractă. Puteți vedea acum o simulare a fenomenului realizată de profesorul Walter Fend, cu a cărui permisiune o folosesc. Voi alege aerul ca mediu din care vine lumina și sticla obișnuită ca mediu în care intră lumina. Puteți vedea că indicele de refracție al sticlei este de aproximativ 1,52. De asemenea, se poate observa că în cazul în care unghiul de incidență este 0, cazul pe care îl vedeți acum în desen, atât unghiul de reflexie cât și unghiul de refracție au valoarea 0. Dar pentru alte unghiuri de incidență voi avea tot timpul o parte din lumină care se reflectă și o parte care se refractă, iar unghiul de refracție va rămâne tot timpul mai mic decât unghiul de incidență, conform legii lui Snell. Se mai poate observa că atunci când unghiul de incidență tinde la valoarea lui maximă de 90 de grade, unghiul de refracție tinde la valoarea lui maximă de 41,2 grade, valoare maximă pentru cazul în care lumina intră din aer în sticlă. Să vedem același fenomen în cazul diamantului, în cazul în care lumina intră din aer în diamant, pentru că diamantul are un indice de refracție de 2,42, cel mai mare indice de refracție cunoscut pentru substanțe simple din punct de vedere chimic. Și în acest caz, odată cu creșterea unghiului de incidență, avem atât lumină reflectată cât și lumină refractată și, exact ca și în cazul sticlei, unghiul de refracție rămâne și acum mai mic decât unghiul de incidență. Dar valoarea unghiului de refracție pentru unul și același unghi de incidență este mai mică, este mult mai mică în cazul diamantului, pentru că indicele lui de refracție este mult mai mare. Iar aici, când unghiul de incidență tinde la 90 de grade, unghiul de refracție maxim abia atinge valoarea de 24,4 grade, care este deci unghiul maxim de refracție în cazul în care lumina trece din aer în diamant. Acum să vedem ce se întâmplă dacă lumina trece dintr-un mediu în care se propagă mai încet, de pildă sticlă, într-un mediu în care se propagă mai repede, să zicem aer. Și în acest caz, dacă unghiul de incidență este 0, atât unghiul de reflexie cât și unghiul de refracție au valoarea 0. Dar în acest caz, atunci când unghiul de incidență începe să crească, crește și unghiul de refracție, dar de data asta el este tot timpul mai mare decât unghiul de incidență. Și asta înseamnă că, la un moment dat, unghiul de refracție va atinge valoarea de 90 de grade. Și asta se întâmplă atunci când unghiul de incidență are valoarea pe care o numim unghi limită. În cazul nostru, după cum vedeți, este de 41,2 grade. De fapt, ceea ce se întâmplă este că, pe măsură ce crește unghiul de incidență, tot mai multă lumină se reflectă și tot mai puțină lumină se refractă. Iar când ajungem la unghiul limită, atunci
toată lumina se reflectă și dacă unghiul de incidență depășește valoarea unghiului limită, avem fenomenul de reflexie totală. Dispare fenomenul de refracție și toată lumina se reflectă atunci când întâlnește suprafața care separă cele două medii. De aceea, acest fenomen se numește reflexie totală și el poate să aibă loc doar atunci când lumina trece dintr-un mediu în care se propagă mai încet într-un mediu în care se propagă mai repede, pentru că doar în acest caz unghiul de refracție este mai mare decât unghiul de incidență, conform legii lui Snell. Să mai vedem și cum putem calcula unghiul limită. Legea lui Snell ne spune că sinus de I supra sinus de R este egal cu N2 pe N1. Dacă I devine unghi limită, atunci R are 90 de grade. Pentru că asta înseamnă unghi limită. Este unghiul pentru care unghiul de refracție are 90 de grade. Dar dacă R are 90 de grade, sinus de R este 1. Și atunci sinus de I, care a devenit L, sinus de L, va fi egal cu N2 pe N1, relație care ne permite să calculăm unghiul limită la ieșirea luminii dintr-un mediu care are indicele de refracție N1 într-un mediu care are indicele de refracție N2. Dar de obicei ne interesează unghiul limită la ieșirea dintr-un anumit mediu în aer. Ceea ce înseamnă că N2 este indicele de refracție al aerului, care este aproximativ egal cu 1. Și atunci sinusul unghiului limită, în acest caz, va fi 1 supra N, unde N este indicele de refracție al mediului din care iese lumina în aer. O relație ușor de memorat. De pildă, la ieșirea din sticlă în aer, N sticlă este aproximativ 1,5, ceea ce înseamnă că sinusul unghiului limită va fi 1 pe 1,5, adică 10 pe 15, adică va fi 2 pe 3, 0, perioadă 6. Trebuie să spun că fenomenul de reflexie totală este foarte important pentru tehnologia comunicațiilor optice, pentru că fibrele optice funcționează pe baza acestui fenomen. Dar despre acest lucru și altele legate de reflexie, refracție și reflexie totală voi vorbi în cursurile aplicative. În final, trebuie totuși să amintesc o aplicație practică foarte importantă a fenomenului de reflexie totală. Acest fenomen ne permite să înlocuim oglinzile cu prisme din sticlă. Observați în acest desen cum lumina se reflectă în stânga pe o oglindă atunci când unghiul de incidență este de 45 de grade. Și în dreapta puteți vedea că exact același fenomen se poate petrece într-o prismă de sticlă care are în secțiune forma unui triunghi dreptunghic isoscel. Dacă raza incidentă cade normal, perpendicular, pe una din fețele prismei, ea va cădea pe baza acesteia sub un unghi de incidență de 45 de grade. Vă las pe voi să vedeți de ce. Și 45 de grade este un unghi
mai mare decât unghiul limită la ieșirea din sticlă în aer, care este de aproximativ 42 de grade. Ceea ce înseamnă că raza de lumină care cade pe baza prismei se reflectă total. Nu mai avem refracție, nu se pierde nimic din lumină prin refracție, toată lumina se reflectă. Și pentru că unghiul de incidență a fost de 45 de grade și unghiul de reflexie va fi de 45 de grade, ceea ce înseamnă că și raza emergentă, cea care pleacă, raza reflectată, va fi perpendiculară pe fața prismei și va ieși fără să-și schimbe direcția. Și în acest fel putem înlocui o oglindă cu o prismă din sticlă. Dacă vă întrebați de ce am face acest lucru, pentru că oglinzile sunt de fapt oglinzi metalice. Când vă uitați într-o oglindă, imaginea se reflectă nu pe sticlă, ci pe argintul depus pe sticlă. Și argintul se oxidează. Ați observat acest fenomen cu siguranță, mai ales în băi, unde după un timp o parte din argint se oxidează, oxidul de argint este negru și oglinda capătă pete negre. Ei, pentru că în aparatele optice, care pot să fie foarte scumpe, binocluri, instrumente pentru astronomie și așa mai departe, dacă s-ar întâmpla acest lucru, aparatul ar trebui reparat, oglinzile respective ar trebui înlocuite. Și atunci, în locul lor, folosim prisme din sticlă, obținem exact același fenomen prin reflexie totală, iar sticla este foarte inertă din punct de vedere chimic. Rezistă sute și chiar mii de ani. Deocamdată atât, mai multe lucruri, așa cum v-am spus, vor fi legate de fenomenele despre care am discutat azi în cursurile aplicative. Până atunci, la revedere!